önce din gangaşı bireyin çerçevesi sistemi bugetarul creşterea salarială. Vorbim despre un vaccin care va fi investit cu 10% sumă urmă să fie trecută din strătul bonului fiscal al operatorului. Tot a venit unui proiect de regio. Adoptare Comisia de Legea Finanțe a Camerei Deputaților. Potrivit acestui proiect, soluția de legea mea a fost identificată de Comisia de Legea Finanțe din Camera Deputaților, alături de reprezentanții industriei colega și a Parlamentului de Politică Fiscală din Domeniul Ministerului de Finanțe. De asemenea, legea stabilește clar că bășișul a spus reglementarul. Migranti de libre fărlăni de Beograd au tam treabă de zăminat de Zapadna Europa. Traficanti de Sizimului... Și dintr-o emisiune de televiziune, fostul șef al Ligii Profesionistele Globale din România, așa că a fost este imobiliare, Nidica Dragomir, a fost luat la rost de protestata armei tuiatră Marian Ceaușescu. Fostul om de fotbal n-a mai rezistat la plan de înjurături de limbă din partea șasisului protestatar și a luat la bătă. În conflict a intervenit și mari parturi Nidica Dragomir, care pot vede că oanții lor făcuse de Marian Ceaușescu, l-a înlocuit în zona ochiului. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat că așa zis un conflict cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, privind preluarea zmor și ambulanței, că nu a încercat niciodată să fie acest serviciu și că nu au discutat cu el. Discuția este clară. Din punctul meu de vedere, sistemul de medicină de urgență face parte din sistemul medical român, să țină să decizia să actuale ministrul al sănătății. Într-o parte, dacă a făcut un pas spre preluarea ambulanței și a zmorului, ministrul a explicat că niciodată nu a avut chiar intenție să preia zmorului. Suntem în structuri de pompieri, antrenați într-un anumit vot, doresc că cele ale și transport. Este vorba despre instituțiile pe care le finanțăm integral. Ele nu sunt finanțate din la bugetul de stat, ci prin instituții. Noi finanțăm activități pe care nu le coordonăm. Una este să le ceva împreună și alta este să le coordoneze altcineva. Eu sunt pentru acest lucru împreună. Ritual pentru dezvoltarea sistemului de medicină de urgență, spune Alexandru Rafila. Acesta mai precisa că de când a decis să facă parte și el în această comisie coordonată de Raed Arafat, folosia nu s-a mai întâlnit vreodată în reședință oficială. Acestea au fost știrile orei la Radio Galaxy. Rămâneți în continuare ascultătorii pe frecvențele noastre.